Salut, băieți! Cine spune că un tractor românesc nu se poate întreține și să ai grijă de el, fără să curgă la capacul pompei de ulei, nu mai spunem de planetare, sau alte zone? Se poate face și se poate întreține doar cu dorința de a face sau de a întreține un tractor. Dar dacă nu ne place să avem grijă de ele, credeți că fendurile, care sunt foarte mari, vor trăi 60 de ani ca așa astea? Uitați-vă aici, fără un lei, murdar este, da, un lei nu. Așa. Îi dăm și o porneală imediat. Totul contează de proprietarul fiecărui tractor. Dacă aveți grijă de ele, sunt foarte rezistente, nepretențioase. Vreau să văd și eu un fend care merge cu ulei ars în loc de, în diferențial, în loc de un lei care îi bagă ei de la scump. Cine spune că nu se poate pune un catalizator pe ușa 650 să nu scoată fum? E, multe se poate face dacă vrea om. Ține tati aici. Să-i dăm o porneală și să-i dăm, vin aici lateral, așa. Să vă arăt și cupa care poate să se proptească în ea. Uite așa, stai tati aici. Cât poate să facă? Dacă un sistem din ăsta simplu poate să ridice fața sus la distanța asta și mai sus poate să ridice, atunci nu mai vorbim de greutate. Uite, tate, oprește tractorul. Dă-i drumul la presiune să-i coboare cupa jos. Dacă ridică fața la tractor, atunci ce mai vorbim și de ridicat alte lucruri? Vă salut cu tot respectul și ne auzim!